Tinerii din sat au înființat multe dintre companiile de renume din industria mașinilor agricole. Dar familia care a fondat Fendt a respins această tendință. Sylvester Fendt și-a început afacerea cu ceasuri în orașul german Marktoberdorf, la aproximativ 60 de mile sud-vest de München în 1635. Pe lângă activitatea sa principală, afacerea a realizat și alte produse metalice, inclusiv încuietori, iar producția a continuat timp de aproape 300 de ani. Marea schimbare a venit în anul 1920, când fabricarea și repararea mașinărilor agricole au devenit o parte în expansiune a afacerii. Importanța tot mai mare a întreprinderii de mașini se datorează probabil că familia Fendt deținea propria fermă mică, făcându-i conștienți de noile oportunități de afaceri pe care le crea mecanizarea. Primul tractor. Puterea tractorului era încă neobișnuită în anii 1920. Frații Fendt au fost pioneri construind primul lor tractor în 1928. A fost folosit la ferma familiei, în principal pentru cosirea ierbii, pentru cultura de fân, cu un atașament lateral pentru brazdă de tăiere, dar și pentru tragerea unei remorci. Unitatea de putere era un motor diesel pe benzină de 4 cai putere, cu o cutie de viteze care asigura 3 viteze înainte și înapoi. Puterea a fost crescută la 6 cai putere când a fost construit un al doilea tractor în 1930. De data aceasta a fost folosit un motor diesel Deutz, într-o perioadă în care puterea diesel pentru tractoare era încă o noutate. Acesta a fost primul tractor produs pentru vânzare. Clienții puteau cumpăra și un plug cu o singură brazdă proiectat pentru montare pe spatele tractorului. Noul tractor a fost numit Diesel Ross, în germană Kalb Diesel, denumirea folosită pe tractoarele Fendt de aproape 30 de ani. Alte îmbunătățiri ale designului introduse în 1932 au inclus suspensia pe punte din față, o caracteristică avansată la acea vreme. Iar modelul de 6 cai putere a fost înlocuit cu o versiune de 9 cai putere. Creșterea vânzărilor. În 1936, cu vânzările de tractoare în creștere rapidă, cei trei frați Fendt au deschis o fabrică cu o linie de asamblare. În anul următor au dezvăluit noul tractor Diesel Ross F18 de 16 cai putere, propulsat de un motor cu un singur cilindru cu o putere maximă de 18 cai putere. F-18 a fost primul tractor din Europa cu o priză de putere independentă care putea fi cuplată în mișcare. Anii de război au fost o perioadă dificilă pentru companie. Cu 71 de angajați în 1940, Fendt era al doilea producător de tractoare din Germania, dar producția tractoare a fost în mare parte înlocuită de contracte militare. Germania s-a confruntat de asemenea cu o lipsă serioasă de combustibil, ceea ce a dus la reglementări privind utilizarea combustibilului, astfel încât toate tractoarele noi construite din 1942 au trebuit să funcționeze cu gaz produs prin încălzirea lemnului. Gazul putea înlocui benzina sau parafina pentru a alimenta un motor cu aprindere prin scânteie, iar legea a obligat toți producătorii să echipeze tractoarele noi cu un generator mare de gaz alimentat cu lemne și un motor modificat pentru a arde gazul. Alimentarea unui tractor cu lemn de foc de casă ar putea părea tentant, dar au existat probleme și ideea a fost nepopulară. Pierderile de putere în comparație cu parafină sau motorină au fost probabil de 15-20% și generatorul de gaz trebuia umplut cu o sursă proaspătă de blocuri mici de lemn la fiecare 2-3 ore. A existat de asemenea o întârziere după fiecare oprire de realimentare în timp ce generatorul a atins temperatura de producție a gazului. Aproximativ 1400 dintre tractoarele Fendt de 25 de cai putere, alimentate cu lemne, au fost construite în 3 ani.
dar cele mai multe au fost transformate pentru a arde parafină sau benzină după 1945. Pasionații de tractoare îi apreciază acum pe cei câțiva supraviețuitori care ardeau gaz. Producție crescută. Producția de la fabrica Fendt a crescut rapid după război și o dezvoltare majoră a avut loc în 1953 cu lansarea suportului de scule F-12GT de 12 cai putere. F-12GT a fost un design extrem de versatil, cu scaunul șoferului în spate și puncte de atașare a instrumentelor în față. În mijloc și spate, plus un container de încărcare basculant în fața șoferului. Cu unelte special concepute, F-12GT și un suport de sculeri fabricat de Lanz a fost popular în fermele mici din Germania și alte țări europene. Cu toate acestea, au atras puțin interes în Marea Britanie. Evoluțiile din anii 1950 au inclus și introducerea noilor tractoare din seria Farmer și Favorit. Primul dintr-o serie de succes de modele de tractoare înguste a sosit în 1957. Tractorul îngust FLS-24 a fost dezvoltat pentru podgorii și producție de fructe, un sector în care Fendt este încă activ. Lățimea totală a modelului din 1957 era de numai 98 de cm. Expansiunea rapidă a companiei a adus la o sărbătoare specială în 1961, când producția totală a ajuns la 100.000 de tractoare. Tehnologie avansată. În 1968 a fost introdus ambreiajul turbomatic, folosind tehnologia turbinei pentru o preluare mai lină și mai controlată a puterii pe măsură ce era cuplată, reducând uzura și sarcinile de șoc ale transmisiei. Ambreiajul a fost una dintre caracteristicile care au contribuit la câștigarea reputației Fendt pentru designul tehnic avansat. Mai multe inovații de ultimă oră au sosit în 1995 odată cu lansarea tractorului Fendt Vario 926. În timp ce alți producători, inclusiv Klas și specialistul în transmisie, au adus evoluții în transmisia variabilă continuă, Fendt Vario 926 260 de cai putere a fost primul tractor de producție din lume care a fost echipat cu acest nou sistem de antrenare, care combină o transmisie hidrostatică cu transmisia mecanică. Oferă beneficii din ambele tehnologii și la momentul respectiv reprezenta o provocare majoră pentru supremația PowerShift în sectoarele tractoarelor cu putere medie și mare. Preluarea AGCO. Reputația Fendt pentru tehnologia avansată îmbunătățită de dezvoltare a tractorului Vario a atras interesul AGCO Corporation în Statele Unite. Zvonurile despre o posibilă preluare au început să circule în 1996 și au fost confirmate în ianuarie 1997. Printre primele schimbări de politică a fost decizia de a adăuga mașini de recoltat marca Fendt la gama de tractoare. Combinele Fendt construite la fabrica AGCO Dronningborg din regiunea Jutlanda de Nord a Danemarcii a fost disponibile din 1998, urmând ulterior prese de balotat și mașini de recoltat furaje autopropulsate. De la preluare, AGCO și-a menținut reputația Fendt pentru inovație tehnică. Exemplele recente includ tractorul experimental T-6 530 de cai putere, demonstrat în 2007. Dezvoltat pentru a investiga eficiența tracțiunii de mare putere, are două transmisii Vario și o viteză maximă de 80 km la oră. Fendt a experimentat și controlul de la distanță cu sistemul său Guide Connect, lansat în 2013, care permite unui șofer să controleze două tractoare. Producția și vânzările au crescut după schimbarea proprietarului, crescând la 13-14.000 de tractoare pe an, de la cele 10.000 tipic observate în ultimii ani de proprietate a familiei. Vânzările la export sunt în medie de aproximativ 65-70%.